O comisie analizează pagubele produse de alunecările de teren în trei localități din județul Gorj. Ploile din ultima lună au reactivat alunecării sau au produs altele în zone din Târgu Jiu, Peștișani și Roșia de Amaradia. În satul Seuca din Peștișani, drumul a fost rupt în două, iar mai multe locuințe sunt în pericol. Avem două alunecări de teren în municipiul Târgu Jiu, este una în Preajba și una care a afectat drumul de acces către stația de tratare a apei și împrejmuirea de la stația de tratare a apei, tot în Târgu Jiu, și este vorba de localitatea Peștișani, satul Seuca, unde într-adevăr a fost afectat drumul de acces, unde a avut loc o alunecare de teren. Chiar astăzi este comisia mixtă care a fost convocată, merge la fața locului pentru constatare și pentru evaluare, urmând în baza raportului pe care îl fac să vedem care sunt demersurile pe care UAT-urile decid să le facă. Primarul din Peștișani așteaptă acum evaluarea pagubelor, iar prefectul de Gorj susține că va cere banii din fondul de intervenție pentru a reface drumul din comună. La stația de tratare a apei este avariat drumul de acces, dar încă se face drum, se poate ajunge acolo la stație. În satul Seuca, într-adevăr, având în vedere că a fost o alunecare de teren, sunt câteva familii unde se ajunge mai greu în momentul de față, dar nu s-a pus problema să rămână fără apă sau să nu poată să-și asigure cele necesare pentru traiul de zi de zi. Într-adevăr, vom vedea, pentru că tocmai de aceea au fost făcute aceste demersuri și aceste rapoarte operative către prefectură, pentru că în funcție de ce se va decide și de constatările făcute de către comisia mixtă, UAT-urile decid ceea ce este de făcut. Marea majoritate vor depune, adică își vor face documentații pentru a obține fonduri prin Compania Națională de Investiții pentru situații de urgență, iar o parte dintre ei vor veni cu vor lua hotărârea pentru a depune și a face prefectura proiect de hotărâre de guvern pentru a primi bani din fondul de intervenție. Alunecările s-au reactivat și la Roșia de Amaradia. Săptămâna viitoare, comisia mixtă va ajunge și aici pentru a face evaluarea situației.